Bună seara, bună seara! Cred că așteptați să intrăm în direct sau să intru în direct cu noastră, dar din păcate în seara aceasta n-am să mai vorbesc nici de politică, nici de sport și am să doresc să vă fac un anunț important. O să vă spun despre ce este vorba, dar înainte de toate mai dau și niște invitații, așa după cum știți, la niște prieteni. Că ei nu știau că eu în seara aceasta intru în direct cu dumneavoastră. Imediat o să discutăm. Ce ați mai făcut de când nu ne-am mai văzut? Nu mi-ați mai trimis nimic, nicio părere de-a dumneavoastră, nici despre ce să discutăm. Dar de fiecare dată eu găsesc câte un subiect, numai că în această seară e, să zic așa, un subiect care mă interesează în mod special pe mine. Imediat. Da. Bună seara, domnul Paulescu. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Deci, ce vreau să vă spun? Știți că eu am avut foarte multe site-uri. Am avut foarte multe pagini, de fapt am și acum, și pe data de 14 octombrie 2019 mi-a expirat site-ul care l-aveam, masajulprietenulomului.com, și vreau să vă spun că tot din acea dată mi-am făcut un alt site și se numește Poezia și Arta în lume.ro. Am să vi-l pun și dumneavoastră ca să-l vedeți, da? Și de acum încolo, dacă doriți să intrați și să vedeți și poeziile mele și mai multe pagini care le am, le puteți găsi acolo. Pentru că aveam foarte multe, era foarte greu să puteți să intrați și nu știu dacă aveați timp sau eu știu, dar acest site pe care l-am creat se referă în special la poeziile pe care le fac eu și știți că în afară de poezii eu mai mă ocup și cu citate. Aici puteți să găsiți citatele mele, care sunt personale, citate românești, citate străine. Știți că foarte mult timp eu am călătorit prin țară și prin străinătate și aici am la pagina de călătorie am despre continente, țări și orașe, adică sunt sub pagini. V-am mai spus de asemenea că mă ocup și cu rețetele culinare, mai și fac mâncăruri și de aceea am hotărât să le trec pe toate în acest site și sub paginile care sunt meniuri făcute de mine, meniuri românești și pentru că am mai stat și prin străinătate, am și meniuri din străinătate, meniuri străine. De asemenea, am despre sănătate, așa cum v-am spus că am avut site-ul masajulprietenulomului.com și dacă nu l-am mai folosit, așa am considerat că ar fi mai bine să restructurez acest site-ul care l-am avut, să scriu despre masaj la sănătate și despre tratamente naturiste. M-au interesat foarte mult și mă fascinează în continuare tratamentele naturiste. Pentru că știți și dumneavoastră că atunci când te îmbolnăvești, nu spun că pastilele nu sunt bune, dar așa cum sunt făcute acum din multe chimicale, parcă mult mai bine
ar fi să luăm tratamente naturiste. De aceea m-a fascinat acest subiect și îmi place să scriu. După aceea am despre credință. V-am spus că eu sunt un om foarte credincios, cred în biserică, dar am o părere foarte proastă despre anumiți popi. Asta e părerea mea, nu trebuie să fiți dumneavoastră de acord cu ea, dar vă spun că îmi place să scriu despre credință, merg pe la biserică, la biserică, de fapt, o să vedeți și în poeziile mele că am foarte multe poezii despre credință, despre. Și aici, ca și sub pagina, am iconografie, da? Despre mănăstiri, despre biserici, schituri și despre rugăciuni. Aici, la rugăciuni, veți găsi foarte multe rugăciuni făcute de mine, personal. Și eu sper să vă placă. După aceea, la poezii, am mai multe poezii, le-am structurat poeziile pe categorii, să zic așa. Am poezii despre credință, poezii politice, poezii despre sport, da? Despre anotimpuri, poezii despre părinți sau pentru părinți, mai bine zis, poezii de dragoste, poezii pentru adulți. Aici trebuie să știți că veți găsi poezii porno, poezii sexy, deci sunt avertizat cei care intră că sunt pentru adulți, așa că nu puteți să citiți și pe unul să spuneți, băi, n-am știut. Și nu în ultimul rând, poezii diverse. Aici, la poezii diverse, sunt poezii pe care le scriu cu ocazia unor aniversări sau, eu știu, unor sărbări sau dacă văd ceva, eu știu, interesant pe stradă sau ceva că nu-mi convine, că am văzut mizerie sau ce, imediat compun o poezie și le-am trecut la diverse. Nu știu dacă v-am spus, cei care mă cunosc și știu despre poeziile mele, că multe sunt afișate pe Facebook și pe alte site-uri. Eu am foarte multe poezii, am peste 1000 și ceva de poezii scrise din toate domeniile și de aceea m-am hotărât să fac acest site. Și bineînțeles că nu în ultimul rând mai am faptul că eu mai merg și la sală și fac și culturism. Am mai făcut și o pagină sex și culturism. O să vă întrebați foarte mult ce rol are culturismul în sex sau sexul în culturism. O să citiți, am și un articol destul de interesant pe care l-am scris și o să vedeți care e rolul sexului în culturism și culturismul în sex. Bineînțeles, mai am încă 4 pagini, mă refer la pagina de acasă, deci aici este, puteți lectura foarte frumos despre orașul unde eu m-am născut, Drobeta Turnu Severin și unde locuiesc, deci este o recenzie despre orașul meu, după aceea despre mine. În această pagină veți găsi CV-ul meu, să zic așa, și bine structurat. Și aici am și niște citate. Le puteți găsi și aceste citate. După aceea am descrierea site-ului, da? Aici veți găsi descrierea în general a site-ului pe care eu l-am făcut așa cum l-am și descris în câteva cuvinte și nu în ultimul rând este vorba de contacte. Aici unde puteți să mă găsiți, am lăsat adresa de e-mail, dar dacă v-ați uitat pe anumite site-uri, am și numărul de telefon, v-am spus, oricând vă stau la dispoziție, putem să discutăm orice, v-am spus, dar până acum văd că nu am primit niciun telefon, să zic așa, sau să discutăm despre, eu știu, despre ceea ce vreți să mai vorbim. Oricum, acest anunț o să-l pun pe toate site-urile
Și dacă doriți și vă interesează, v-am dat mai sus link-ul. Da? Deci poezia și arta în lume.ro, puteți să intrați acolo, să vedeți site-ul, l-am terminat, găsiți din toate domeniile, din ceea ce v-am spus mai înainte, găsiți acolo și dacă vă place ceea ce vedeți, aș fi bucuros să vă înscrieți pe acel site și să-l distribuiți și dumneavoastră în paginile dumneavoastră. O să fac și un filmuleț, să zic așa, despre acest site și o să-l găsiți și pe YouTube. Nu știu dacă ați intrat până acum pe adresa mea de YouTube. Am foarte multe filme și acolo și sper că dacă veți intra o să vă placă ceea ce vedeți și sper că nu o să fiți dezamăgiți. Ce pot să vă spun? Am ales, mult m-au întrebat de ce am ales acest site, adică această denumire a site-ului. M-am gândit în primul rând, deci poezia, arta în lume. Ținând cont că și credința, și citatele, și călătoriile, și rețetele culinare, și sănătatea, și astea fac parte din toate, sunt o artă, fiecare în felul ei. Și atunci, poezia, pentru că cu asta mă ocup și asta îmi place cel mai mult, iar arta, v-am spus despre ce e vorba, în lume, l-am considerat pentru că este pe întreg mapamond. Am vrut să-i spun prima dată poezia și arta pe mapamond, dar după aceea m-am gândit că, fiind român, să-i zic direct în lume și l-am ales .ro, nu .com, că aici am stat puțin să mă gândesc, să vedem dacă zic poezia și arta pe mapamond .com. Și m-am gândit că dacă tot am găsit domeniul liber.ro, atunci am rămas la acest titlu, un titlu care cel puțin pe mine mă reprezintă și mă regăsesc în acest titlu și implicit în acest site. Ce pot să vă spun? Vă aștept cu drag să intrați și să vizitați acest site și v-am spus, dacă vă place ceea ce găsiți acolo, aș fi încântat să îl distribuiți și dumneavoastră și să-mi apreciați munca pe care eu o fac. Este o muncă pe care o fac din plăcere. Eu vreau să vă spun că pentru așa ceva nu primesc niciun ban, nici de la YouTube, nici de la, eu știu, de la ăștia, cei care sunt cu AdSense, Google AdSense, care se ocupă cu site-urile. Dar, v-am spus, o fac din plăcere, chiar îmi place ceea ce fac. Îmi pare rău că m-am trezit târziu să fac așa ceva, dar știți cum e, niciodată nu e prea târziu. Deci, de fapt, v-am spus că e un anunț ca să știți că nu mai am acel site. Poate unele persoane dintre dumneavoastră, poate că au intrat pe site-ul care l-am avut, masajul prietenul omului.com. Vreau să vă spun că ajunsesem la 40.000 de vizitatori. Asta e, nu-l mai am. Am închis, n-am putut să-i transfer, am încercat, nu s-a putut transfera. N-am apucat, am dat zi după zi, n-am apucat să dau un anunț pe site-ul celălalt și în prealabil să-i trec pe site-ul, ca să știe persoanele respective, să treacă pe site-ul, să-i dau cu redirecționare. Asta este, nu e nicio problemă. O iau de la început. Eu sunt obișnuit, site-ul eu mi l-am făcut, așa că nu e nicio pierdere pentru mine. Asta este. Deci cum am putut să fac atâția vizitatori într-un an de zile acolo,
sper că aici, eu zic că e mult mai interesant acest site. Părerea mea, nu știu acum, știți cum e. Fiecare are câte o părere, mai ales știți cum e, românul întotdeauna are părere bună despre persoana sa. Așa suntem noi români, dar o să intrați și dumneavoastră, o să vedeți și dacă cumva, rețineți, dacă cumva veți descoperi, să zic așa, sau veți va plăcea acest site sau eu știu, ați vrea să mai scriu ceva despre altceva pe acest site, nu e nicio problemă, puteți să-mi scrieți și eu pot să adaug în site încă o pagină, să zic așa, și dacă consider că e destul de interesant ceea ce doriți dumneavoastră, am să o fac. Vă las și adresa mea de pe Facebook, da? Unde puteți să mă găsiți și să vă las și adresa, așa cum v-am spus, de pe YouTube. Nu știu dacă v-am mai lăsat-o. Să intrați și acolo să vedeți ceea ce am postat. Am și acolo, nu l-am de mult, YouTube-ul. Anul ăsta fac, deci un an, am în jur de 400 și ceva de vizitatori. Asta este. Știți cum e. Mulți intră, poate puțin rămân pe acest canal. Să se înscrie la canalul meu. Dar v-am spus, eu nu sunt supărat, mie, eu fac totul din plăcere și v-am spus că nu sunt plătit nici de YouTube și nici de Google AdSense. Deci aceasta a fost emisiunea din această seară, v-am spus că mai mult a fost un anunț și sper că în cel mai scurt timp să fac o emisiune așa cum trebuie, cum v-am obișnuit de fiecare dată. Vă spun de pe acum că nu știu ce emisiune să fac, să vedem, ați văzut ce întorsătură au luat lucrurile în politica noastră. Deocamdată astăzi nu vreau să discut de așa ceva. Deci, vă mulțumesc că ați acceptat să vă uitați la această emisiune și vă mai repet încă o dată, dacă doriți, puteți să intrați pe site-ul meu nou creat și puteți să-l și distribuiți și dumneavoastră la prietenii dumneavoastră. O voi face și eu cât de curând și vă mulțumesc că o să vă uitați la acest site și că a stat cu mine până la această oră. Vă doresc în continuare o seară cât mai plăcută, vă pup și vă îmbrățișez cu drag.